Gherghița este o comună situată în județul Prahova, în regiunea Muntenia, România. Aceasta este alcătuită din satele Gherghița, reședința comunei, Independența, Malamuc și Ungureni. Așezată pe malul drept al râului Prahova, comuna se găsește în zona inferioară a cursului acestui râu. Comuna este traversată de autostrada București-Ploiești, având un nod de ieșire marcat ca Gherghița sau Potigraful. Ieșirea de pe autostradă duce la drumul județean DJ-100B, care conectează comuna la est de Drăgănești și Fulga și la vest de Balta, Doamnei și Gorgota, unde intersectează DN1. Conform recensământului din 2021, populația comunei Gherghița este de 1918 locuitori. Majoritatea populației este de etnie română și confesiune ortodoxă. În secolul al XIX-lea, o parte semnificativă a terenului comunei făcea parte din domeniile statului, iar o mică porțiune a fost alocată tinerilor căsătoriți fără pământ. Gherghița a fost un important târg medieval la confluența râurilor Teleajen și Prahova, fiind un nod comercial major. În anul 1602, Radu Șerban a construit aici o palancă, distrusă ulterior de tătari. Matei Basarab a ridicat o biserică în Gherghița. Primul document oficial emis în Gherghița datează din 2 august 1453, emis de voievodul Vladislav al II-lea. De-a lungul secolelor, al XV-lea și al XVI-lea, au fost emise numeroase acte oficiale de alți voievozi în acest loc. În anul 1623, aici erau staționate trupe de călărași care au participat la Răscoala Călărașilor. La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Gherghița făcea parte din plasa Câmpul a județului Prahova și cuprindea satele Gherghița, Belciugul, Independența și Ungureni, având o populație de 2128 de locuitori. În comună funcționau 4 biserici și o școală. În anul 1950, comuna a fost alocată raionului Urlați, iar în 1968 a revenit în județul Prahova. În comuna Gherghița se află 2 situri arheologice și 3 monumente istorice de arhitectură de interes național. Siturile arheologice se găsesc în zona La Târg și La Cercelata. Monumentele de arhitectură includ Biserica Sfântul Dumitru din piatră, 1705, Biserica Sfântul Procopie domnească, 1641, și Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului, 1790, strămutată din Transilvania. Alte 3 obiective din comună sunt clasificate ca monumente de interes local, inclusiv situri arheologice la Independența și o cruce de pomenire din piatră din 1630, situată în curtea lui Ion Giuroiu, din satul Gherghița,